În perioada 16 februarie 21 mai 2016 se va desfășura în Timișoara o campanie de colectare a telefoanelor mobile vechi, în vederea reciclării acestora. Telefoanele mobile fac parte din categoria deșeurilor electrice de mici dimensiuni și trebuie colectate și reciclate corect pentru a proteja mediul înconjurător, precum și resursele naturale ale pământului. Fondurile strânse din reciclarea telefoanelor vor fi folosite pentru campania Ore de educație ecologică în școlile din Timișoara, care va începe în septembrie. Educația ecologică este necesară în școlile din România în general, pentru că îi dotează pe copii cu uneltele de care au nevoie pentru a preveni și rezolva problemele de mediu. Aceste probleme ne afectează direct viața și sănătatea, atâta doar că rezultatele nu sunt imediate, ci apar în timp. Pentru a încuraja colectarea, fiecare telefon mobil donat înscrie automat donatorul la tombola la care poate câștiga un smartphone nou.